Un bullying este când o persoană puternic înjosește pe cel slab. Nu știu, copii mai mari sau adulții agresează pe cineva mai mic sau înjosesc. Unii copii îi hărțuiesc pe alții, nu știu, îi bat, le spun cuvinte urâte. Când o persoană este agresată de mai multe ori. Nu știu. Cred că o simplă ceartă între copii nu include violența fizică sau cuvinte urâte și... Da. Da, bullying-ul este atunci când o persoană încearcă să înjosească o persoană la rând sau pentru un termen mai lung. O agresare timp de mai mult timp și de mai multe ori față de un copil și o ceartă este o dată. Da, un bullying e invers. Pentru că n-au încredere în sine sau pentru că au nevoie de atenție. Le place ca să fie în centrul atenției, dar printr-un mod rău. Sunt nefericiți acasă și cumva au nevoie de atenție și nu știu altă metodă. Și poate că și pentru că n-au ce face uneori. Se simt cumva rău, de parcă au făcut ceva greșit, de parcă este vina lor. Singurătate. Cam e trist. Simte tare groaznic, simte inconfortabil, nevoie de ajutor. Cred că se simte umilit, se simte prost și neajutorat. Și eu cred că el poate să are depresie de la asta sau anxietate. Să le ignore sau să le spună că lui nu-i place, să le spună cum se simte. Să ceară ajutor. Unui adult, unui profesor, nu știu. Sau să suni la telefonul copilului. Poate să-și spune părinții. Dar asta este problema pentru că de obicei copiii nu au încredere și simt că o să fie, nu știu, poate neînțeleși de părinți. Da. 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 Da, ne spune. Eu am inimerit într-o așa asemenea situație și eu, da, am vorbit cu părinții și chiar recomand, pentru că părinții mereu o să-ți fie aproape și o să te susțină. Am fost victima bullying-ului, dar la moment nu le-am spus părinților, ceea ce m-a făcut să mă simt și mai rău. Acum, cu siguranță, aș merge părinților și le-aș spune, pentru că am o relație foarte bună cu ei și sunt sigură că mă vor ajuta. Pentru că bullying-ul nu este ceva pe care să-l suporți, trebuie spus, pentru că poate duce la ceva foarte rău. Pentru că dacă nu vorbesc despre asta și nu le spun părinților astfel nu pot interveni, deci respectiv agresorul nu o să ne citeze. Nimeni nu o să te ajute altcumva decât părinții. Părinții să vorbească, nu știu, cu copilul lor, cu agresorii, cu profesorii. Și poate să înțeleagă. Să-l protejeze, să anunțe cineva mai care îl poate ajuta pe copil sau să vorbească cu cei care răspunde agresor. Cel mai probabil părinții ar trebui să discute cu profesorii sau să vorbească cu părinții copilului. La școală, da, în curte nu prea. Nu, niciodată. Da. Nu, n-am văzut. Nu. Un copil era un pic mai plinuț și celălalt se lua de râdere și îl înjoseau față de toți. Depinde cine sunt martorii în cazul ăsta. Da, martorii ar putea opri un act de bullying. Martorul poate încerca de a opri această situație singur sau printr-un grup de persoane și în acel grup de persoane să afle un matur sau altă persoană. Să-i despartă, să le spună să nu mai facă asta sau poate să-și cheme o persoană care să ajute. Dacă sunt, spre exemplu, la școală, colegii ar putea discuta cu dirigintele sau dacă sunt în curte, pot să vorbească cu persoanele mature care sunt alături sau acasă cu părinții. De exemplu, în școli să se explice ce este bullying-ul și de ce bullying-ul nu este ok și de ce asta este ceva rău. Să introducă o lecție
să le dea mai mult timp pe acasă, că ei sunt copiii nu prea iubesc să fac timp pe acasă. Să fie un psiholog bun și timp ca, ca orice copil să se ducă la acel psiholog în școală și să vorbească. Altă modalitate nu văd. Microfonul, vă rog. Bună ziua! Acum cred că ne auzim. Stimați profesori, psihologi, specialiști în protecția copilului, părinți, reprezentanți ai autorităților, membri ai grupului de lucru consultativ și al grupului consultativ al copiilor, bine ați venit la Conferința Națională de Capitalizare a proiectului Eforturi Comune pentru a combate bullying-ul în Moldova, proiect implementat de Terdezo Moldova cu suportul UNICEF Moldova și al Hub-ului pentru protecția copilului Child Hub. Eu sunt Victoria Coroban și voi modera acest eveniment. În acest moment suntem live pe pagina de Facebook Terdezom Moldova, pe pagina de Facebook UNICEF Moldova și pe site-ul privesc.eu. Vă invit să ne urmăriți și să distribuiți acest eveniment în comunitățile dumneavoastră și către toate persoanele pentru care ar putea fi util acest eveniment. Pentru că suntem astăzi aici pentru a împărtăși cu dumneavoastră resurse valoroase și anume programe, cursuri online, ghiduri ce pot fi folosite de către profesori, psihologi și alți profesioniști pentru a-și dezvolta capacitățile de prevenire a bullying-ului și de intervenție în situații de bullying, fenomen ce afectează aproape 87% din numărul total de elevi ai claselor a 6-a, a 12-a, conform studiului Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova, realizat de UNICEF Moldova în 2019. Vă invităm să descoperiți împreună cu noi aceste resurse, să ne spuneți opinia dumneavoastră despre programele ce vor fi prezentate, să puneți întrebările care vă interesează în comentariile pe paginile pe care facem transmisiunea. Evenimentul este în limba română, iar pentru discursurile prezentate în engleză avem asigurată traducerea și vă invităm să găsiți în bara de instrumente butonul pentru traducere. Urmărind videoul de la început, mi-a atras atenția în mod special faptul că acești copii, fiind întrebați despre cauzele bullying-ului, nu au vorbit în termeni de bun și rău, ci au găsit explicații în cauze mult mai profunde și mai nuanțate, da? Cum ar fi singurătatea sau nevoia de atenție. Dacă ieșim din logica etichetelor foarte superficiale de copil bun și copil rău și vedem cauzele dincolo de aparențe, cred că deja facem un pas foarte important înspre a înțelege ce este bullying-ul cu adevărat. În alte contexte însă am auzit adulți și copii vorbind despre bullying ca fiind un fenomen nou și actual. Nu cred că este nou, dar actual, din păcate, este de mult timp. Această senzație a oamenilor că e ceva nou și de actualitate, cred că se datorează în mare parte campaniilor de informare, faptului că organizații ca Terdezo Moldova au reușit să pornească discuții publice despre bullying și astfel să crească nivelul de recunoaștere a fenomenului. Dar odată recunoscută problema, devine clar pentru toate părțile implicate că nu e de ajuns să fim conștienți de faptul că bullying-ul există, da? Și că el afectează prezentul și viitorul copiilor noștri, dar că avem nevoie de cunoștințe și abilități concrete care să ne ajute să prevenim, să educăm, dar și să intervenim atunci când cazul de bullying s-a întâmplat deja. În acest sens, Terdezo Moldova a dezvoltat împreună cu partenerii săi o serie de resurse valoroase ce vin să sprijine profesioniștii și adolescenții în dorința lor de a combate fenomenul de bullying. Terdezo Moldova este susținut în demersul său de UNICEF Moldova. În acest moment ofer cuvânt de salut doamnei Hadamaj, reprezentantă de țară UNICEF în Republica Moldova. Thank you. Thank you very much. Can you all... foarte mult. Sper că mă auziți. Doamnelor și domnilor, dragi parteneri și colegi, dragi prieteni, bună ziua!
Este o mare bucurie pentru mine să vă salut la această conferință națională de capitalizare, unde abordăm acest proiect ambițios pentru anul 2021, care se referă la eforturile comune de combatere a bullying-ului în Republica Moldova. În acest an, după cum puteți vedea și pe fundalul meu, UNICEF sărbătorește cea de-a 75-a aniversare a SAIR. 75 de ani, lumea în care noi și copiii trăim s-a schimbat radical. Deși noi am făcut progres mare în protejarea copiilor, dar schimbările din societate, dezvoltarea tehnologică au adăugat noi dimensiuni la fenomene persistente, cum ar fi violența împotriva copiilor. Recent, bullying-ul este discutat tot mai des, tot mai frecvent la toate nivelurile societății. La nivel global, acesta a fost recunoscut că afectează bunăstarea copiilor și tinerilor din întreaga lume, dar cunoaștem noi oare suficiente despre factorii motrice și consecințele bullying-ului? În 2016, mai mult de 100.000 de tineri din întreaga lume au participat în U-Report, în acea inițiativă UNICEF U-Report, și am aflat că o treime din respondenți au considerat că bullying-ul este ceva normal, așa că nu au zis nimănui despre această experiență. Iar o treime din victime au zis că nu știau cui să-i se adreseze, cui să spună. Situația în Republica Moldova nu este cu mult mai diferită. Victoria deja a menționat studiul care a fost realizat în anul 2019 cu privire la bullying-ul în rândul adolescenților în Republica Moldova, când am descoperit că aproape 87% din elevi din clasele 6-12 sunt afectați de bullying. Ceea ce înseamnă că aproape 9 elevi din 10 trece prin o astfel de experiență de bullying, este afectat. Așadar, haideți să ne gândim la asta un pic. 9 din 10. Iar adolescenții care trec prin astfel de experiențe, fie ca martori, victime sau ca agresori, sunt mai expuși posibilității de abandon școlar și au performanța academică mai scăzută. Pot să aibă simptome de depresie, de anxietate, o stimă de sine scăzută și uneori pierd interes în activități, în orice activități. Așadar, ne pătrunde deznădejde să ne gândim că de multe ori se subestimează cât de mult rău poate să facă bullying-ul. Totodată, este descurajator că nu facem mai multe pentru a identifica și a face ceva în privința factorilor motrice ai bullying-ului, ca să întreprindem acele măsuri de mai din timp pentru a preveni ca să nu devină cineva cel care este agresor sau cel care este agresat. Avem responsabilitatea de a asigura respectarea drepturilor lor. Așadar, trebuie să atragem atenție la aceste aspecte care să ajute la prosperarea tinerilor și copiilor. Iar Convenția ONU pentru drepturile copilului prevede obligația guvernelor de a asigura că copiii pot să crească în medii sigure. Iar școli sigure pentru copii nu este doar responsabilitatea autorităților. Toți au un rol de jucat în acest sens. Iar nu ne pare bine să vedem că deputați, că la nivel de autorități locale, de asemenea, sunt oameni care se dedică acestor inițiative și activități, dar ne pare bine să vedem că elevi, părinți, reprezentați de societate civilă, de asemenea participă și mass media tot participă în acțiunile de această natură. Noi cu toții suntem responsabili. În acești 75 de ani, sigur că înțelegem despre criza totodată care se desfășoară din cauza pandemiei de COVID-19, conform unei note a UNICEF cu privire la COVID-19 și implicațiile în privința protecției copilor online. Din cauza acestei pandemii s-au închis multe școli, s-a devenit o situație în care există foarte multă izolare, iar utilizarea sporită a internetului înseamnă multe riscuri pentru copii, de pildă cyberbullying-ul, pentru că mulți copii petrec timp online în mod nestructurat și încearcă să facă față mai multor factori de stres, iar în acest context cyberbullying-ul poate să se răspândească. Așadar, cei care petrec mult timp online pot să fie expuși mai mult într-un grad mai mare discriminării și cyberbullying-ului, iar politicile anti-bullying și în care se includă și cyberbullying-ul trebuie să fie implementate și urmărite, monitorizate în școli, iar statisticile la acest capitol trebuie să fie colectate și puse la dispoziția factorilor de decizie și publicului larg, iar conștientizarea, cunoașterea despre bullying și combaterea acestuia trebuie să fie încadrată în curriculumul școlar și în instruirea profesorilor. Astfel trebuie elevii să știe despre posibilitatea de a raporta bullying-ul, așa
așadar multe dintre resursele menționate de Victoria au un rol critic în ceea ce privește eforturile noastre de a combate bullying-ul. Totodată, inovațiile tehnologiei trebuie să fie utilizate pentru a moderniza situația în școli, pentru a încuraja și a face o punte între școală și părinți și pentru a crea un mediu sigur de învățare. Nu ar trebui să tolerăm sau să ignorăm bullying-ul, ci mai degrabă ar trebui să încercăm să-l scoatem în evidență pentru a-l elimina. Poate să pară ca o sarcină foarte ambițioasă, dar eu aș vrea să menționez ce a zis Nelson Mandela cândva, că întotdeauna pare imposibil până e făcut lucrul. Așadar, haideți să ne unim pentru a elimina, atenua efectele bullying-ului și să construim un viitor mai bun pentru fiecare copil. Mulțumesc! Vă mulțumim! Ne-ați prezentat o perspectivă așa, din care înțelegem că sunt încă multe de făcut. Da? Ne bucurăm că suntem astăzi aici să vedem, să înțelegem mai bine resursele care au fost realizate în acest program și să înțelegem ce alte lucruri încă avem de făcut pentru a combate fenomenul bullying-ului. Și vă mulțumim pentru sprijinul și angajamentul UNICEF Moldova de a dezvolta cunoaștere și competențe de combaterea bullying-ului în Moldova. În continuare, ofer cuvânt de salut doamna Elena Madan, director Terdezon Moldova. Bună ziua, Victoria! Bună ziua, doamna Damaș! Bună ziua, doamnelor și domnilor, tuturor ascultătorilor noștri astăzi! Am plăcerea să vă salut din numele Fundației Terdezon Moldova, care activează de mai bine de 16 ani în Republica Moldova, iar una din prioritățile noastre este prevenirea și răspunsul în cazurile de violență față de copii. Atunci când am decis împreună cu UNICEF, aproximativ un an în urmă, să lucrăm împreună pentru abordarea fenomenului de bullying într-un mod complex, recunosc că a fost o mare provocare pentru noi, pentru că am început practic de la zero. Chiar dacă cuvântul bullying este unul de interes și unul prezent în spațiul public, prea puține se cunoștea despre specificul acestui fenomen, care sunt efectele pe termen lung asupra dezvoltării copiilor, dar și mai mult cum se intervine corect în aceste situații. Deci a fost o provocare și pentru că nu am găsit o definiție unanim acceptată în Moldova pentru definirea bullying-ului. Nu exista nicio prevedere legală care să reflecte acest fenomen și prea puține resurse de intervenție în cazurile de bullying. Astfel am lucrat timp de aproape un an de zile și cred că am ajuns la niște rezultate extrem de utile pentru toți, rezultate pe care o să le prezentăm astăzi. Aș vrea să spun la fel că tot ce prezentăm astăzi este rezultatul unui efort comun. În primul rând, suntem foarte mândre de încrederea pe care ne-au acordat-o UNICEF Moldova să lucrăm împreună la acest subiect. În al doilea rând, am avut ocazia să lucrăm cu un șir de experți, atât la nivel național cât și nivel internațional. Un grup de lucru consultativ național, psihologi, juriști, reprezentanți ai societății civile, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, care toți împreună au contribuit la elaborarea acestor resurse pe care o să le prezentăm astăzi. La fel, susținerea Parlamentului Republicii Moldova în persoana doamnei Angela Munteanu-Pojoga, cărei mulțumim, implicarea a mai bine de 30 de școli partenere ale TDH din toată țara, care au testat și au pilotat un șir de instrumente în mediul școlar. Și cei peste 400 de copii pe care i-am consultat pe toată durata proiectului, atunci când am vrut să vedem ce simt, cum văd ei, care sunt provocările cu care se confruntă atunci când nemijlocit se întâlnesc cu situații de bullying. Și nu în ultimul rând, tot ce vorbim astăzi nu ar fi fost posibil fără echipa Terdezom, care a muncit într-un ritm intens pentru a produce acest șir de instrumente utile
materiale informative, dar și de învățare, care vor fi utile pentru toată lumea, atât copii, cât și părinți, cât cadre didactice și alți profesioniști care intră în contact cu copiii afectați de situații de bullying. Așa că sper să avem o discuție interesantă astăzi și cât mai multă lume să aibă acces la această informație utilă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Elena! Vă reamintesc că suntem live pe pagina de Facebook Terdezom Moldova, pe pagina de Facebook UNICEF Moldova și pe site-ul privesc.eu. De asemenea, vă reamintesc să distribuiți evenimentul către toate persoanele care credeți că ar fi interesate de aceste resurse pentru combaterea bullying-ului în Moldova, dar să înțelegem, așa cum spune și spunea și doamna Madan, că pentru a combate fenomenul de bullying avem nevoie de eforturi comune, da? Atât ale profesorilor, părinților, psihologilor și altor profesioniști care lucrează cu copiii, chiar și a copiilor înșiși. Tocmai de aceea Terdezom Moldova și-a propus o abordare complexă, da? Și în acest proiect a pus accent pe formarea tuturor părților implicate. Astfel au fost elaborate 4 programe exhaustive dedicate cadrelor didactice, psihologilor și direct adolescenților. Astăzi, în cadrul acestei conferințe, aveți ocazia să faceți cunoștință cu aceste programe, să aflați în ce constau direct de la autorii programelor, dar și să faceți cunoștință cu beneficiarii lor pentru a înțelege mai bine cum funcționează, cât de eficiente sunt și felul în care puteți și dumneavoastră beneficia de ele. Vă reamintesc că ne puteți scrie întrebările și comentariile dumneavoastră pe paginile pe care suntem live acum, unde echipa Terdezom Moldova va răspunde. Invit acum autoarele celor 4 programe, Sorina Petrică și Daniela Terzi Barbaroșie, psihologe și psihoterapeute, să prezinte aceste programe. Sorina, Daniela. Sorina. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care am primit-o de a lucra împreună. Pentru mine a fost un context de învățare atât în plan personal cât și în plan profesional. O să încerc așa sintetic să vă prezint câteva din lucrurile care au reieșit din munca noastră. A fost o muncă intensă, dar care ne-a adus foarte multe satisfacții și beneficii. Și sper din suflet să puteți beneficia din plin de rodul muncii noastre. Demersurile pe care le-am făcut, încercând să elaborăm niște materiale, resurse care să fie utile adulților care au în îngrijire sau au rol de îngrijire și creștere a copiilor, au scos în evidență foarte multe aspecte pe care niciodată nu le-am văzut așa dintr-o perspectivă mai înaltă. Unul dintre aceste aspecte are legătură cu necesitatea unei intervenții integrate pentru a stopa fenomenul de bullying. Fiind un fenomen foarte complex, adesea necesită intervenții pe mai multe nivele și aici nu vorbim doar de copii care sunt implicați în situația de bullying, ci vorbim de toți actorii implicați în contextele lor de creștere și educare. Un alt lucru important care a reieșit cumva din demersul nostru de a oferi materiale care să ajute practic la combaterea fenomenului de bullying are legătură cu faptul că bullying-ul face parte din acea categorie de experiențe care au un potențial traumatic în copilărie. Studiile care leagă experiența de bullying-ului, experiența bullying-ului de traumă sunt relativ noi. Dar e o problemă care lasă o serie de repercursiuni care necesită foarte multă muncă personală pentru remedierea lor. De ce oamenii de știință au legat bullying-ul de traumă? Pentru că se pare că experiențele de bullying au potențialul de a influența pe termen lung dezvoltarea unui copil. Pe de altă parte, conduc la
deformarea conceptului și imaginii de sine. Chiar dacă deseori experiența de bullying nu conduce la o vătămare fizică, ce produce o distorsionare sau deformare a conceptului de sine, a modului în care un copil se percepe pe el și a modului în care învață să interacționeze și să se raporteze la lumea socială. Un alt lucru foarte important este faptul că chiar dacă se manifestă în mediul școlar și deseori accentul se pune pe formarea cadrelor didactice și altor actori educaționali care să se implice activ în ameliorarea fenomenului de bullying, rădăcinile acestui fenomen adesea vin din tiparele de interacțiune din mediul familial. Deci, propriu zis, dacă ne uităm, experiența de bullying are rădăcini și în familie, se manifestă în mediul școlar, are impact pe dezvoltarea viitoare a unui copil și, în mod automat, se exprimă în calitatea vieții pe tot parcursul vieții unui om. Deci, propriu zis, se leagă nu doar prezentul și trecutul și viitorul. Toți adulții care își asumă roluri de creștere și îngrijire și educație, că vorbim de părinți, cadre didactice, profesioniști, au responsabilitatea de a oferi copiilor un mediu sigur care să le permită să se dezvolte armonios. Și plecând de la aceste aspecte, am dezvoltat, așa cum vă spuneam, într-o echipă cu experți intern, din Republica Moldova, 4 materiale resursă. Unul se adresează cadrelor didactice și este Stop Bullying în școală, despre care o să vă povestesc imediat. Al doilea este un program adresat adolescenților, cum să fac față situației de bullying. Al treilea este un program adresat profesioniștilor, despre care o să vă vorbească colega mea Daniela, Anti-Bullying, Prevenire și Intervenție. Iar cel de-al patrulea program este tot un program adresat profesioniștilor, dar de data aceasta este un program mai nișat, pentru că leagă experiențele de bullying de potențialul lor traumatic și de intervenție în traumă. Primul program despre care o să vă vorbesc este acel program adresat cadrelor didactice, pentru că bullying-ul este o formă de violență interpersonală care se exprimă sau se manifestă cu precădere în contextul școlar. Cadrele didactice sunt... avem nevoie cumva să intervenim la nivelul personalului didactic, astfel încât să creștem cumva nivelul de conștientizare privind prevalența și complexitatea problematicii asociate bullying-ului. Cu cât nivelul de înțelegere este mai al cadrelor didactice este mai crescut, cu atât probabilitatea de a interveni în mod eficient este mai mare. Ca și obiective, acest program și-a propus în primul rând să crească nivelul de conștientizare al cadrelor didactice privind prevalența și complexitatea problematicii asociate fenomenului bullying-ului. Sunt forme de bullying care sunt mai puțin cunoscute sau sunt foarte ușor de trecut cu vederea pentru că sunt percepute ca fiind forme naturale de exprimare specifice copilăriei, cum este excluderea, cum este tachinarea. Cu cât ignorăm aceste aspecte, cu atât ele se pot dezvolta la vârste mai mari în forme mai complicate. Un alt obiectiv important este creșterea nivelului de înțelegere a mecanismelor care conduc la apariția și menținerea comportamentului de bullying și a numeroaselor forme de manifestare. Exersarea abilității de autoreflectare sunt ghiduri care le ajută pe cadrele didactice să-și pună întrebări, să reflecteze la propria lor experiență, să identifice în propria lor experiență momente în care au fost tratați cu lipsă de respect și nu în ultimul rând să identifice acele convingeri și acele comportamente prin care
cadrele didactice pot contribui la menținerea și apariția comportamentului de bullying. Un alt obiectiv important este conștientizarea rolului personal în combaterea, susținerea fenomenului de bullying, și aici intră acele aspecte despre care v-am vorbit apropo de convingeri și comportamente personale prin care putem ca adulți să contribuim la apariția și menținerea fenomenului de bullying. Și un alt obiectiv important, cunoașterea unor modalități eficiente de intervenție pentru prevenirea și descurajarea manifestării comportamentelor de bullying în clasă. Studiile arată că doar 16% dintre cadrele didactice ajung să afle despre experiențele de bullying care se întâmplă în curtea școlii, pe terenul de joacă și așa mai departe. Deci, într-un fel, bullying-ul este o experiență care adesea se întâmplă departe de ochii noștri, ca adulți. Pe de altă parte, și atunci când se întâmplă sau când auzim despre aceste experiențe, putem să nu le recunoaștem. De aia e foarte important să definim corect și să înțelegem ce înseamnă o situație de bullying și care este diferența de alte situații de comportament nepotrivit. Un lucru important care se regăsește în acest material pentru cadrele didactice are legătură cu înțelegerea nivelului de acceptare al diversității umane care se exprimă în valorile pe care, pe care aceste cadre didactice le au și le susțin, prin regulile pe care le pun la clasă, prin modul în care intervin în diferite probleme de disciplină și așa mai departe. Deci, e un program care pleacă de la niște date din literatura de specialitate, de la niște date științifice, pe baza cărora am încercat să concepem conținuturile din program. Competențele așteptate: să identifice comportament, să identifice corect comportamentele asociate fenomenului de bullying, să numească caracteristicile cheie ale unui comportament de bullying și să facă diferența între comportamentul de bullying și un comportament agresiv, să dea exemple din viața de zi cu zi de situații care implică forme variate de manifestare a bullying-ului, interacțiunea dintre elevi, să identifice nevoile ascunse din spatele comportamentului de bullying. Pentru că aici avem o problemă foarte mare. Deseori rămânem fixați pe comportament și ne este foarte greu să vedem realitatea din spatele, nevoia. Fiecare comportament are o anumită nevoie. Care este nevoia din spatele comportamentului de bullying? Să demonstreze abilitatea de a se pune în papucii unei alte persoane pentru a înțelege perspectiva diferită prin care această persoană înțelege lumea. Să demonstreze abilitatea de autoreflectare și observarea propriului comportament în vederea modificării acelor comportamente personale și acelor credințe care susțin fenomenul de bullying. Să identifice și să pună în practică modalități eficiente de intervenție în situațiile de bullying folosind propriul model și forța grupului de elevi. Ce conține programul pentru cadre didactice? Este structurat pe 3 module. În primul modul sunt informații despre bullying, informații corecte despre ce este și ce nu este un comportament de bullying, care sunt formele de manifestare, pentru că în funcție de vârstă predomină anumite forme de manifestare și unele, așa cum spuneam și la început, sunt mai ușor de sesizat, altele sunt mai dificil de sesizat. În modulul 2 sunt informații despre care arată importanța mediului în care crește și este educat un copil sau un adolescent. Acest al doilea modul poartă denumirea "Un copil este mai mult decât o etichetă". Rolul sau scopul acestei părți din program a fost să încurajăm cadrele didactice să treacă dincolo de etichetă, dincolo de percepția de moment asupra unui comportament, să observe și să înțeleagă că modul în care se poziționează ca adulți față de o situație de bullying
contribuie fie la amplificarea și menținerea acelei situații, fie la stoparea și descurajarea ei. Al treilea modul este modulul Știu, pot, mă implic. Înglobează informații despre rolul cadrului didactic în gestionarea situațiilor de bullying, utilizând strategiile de intervenție cele mai eficiente. Știm că oamenii, măsura în care ei se implică, depinde de încrederea pe care o au în capacitatea proprie de a face față, de a gestiona în mod eficient acea situație. Și aici sunt tot felul de activități și strategii practice prin care un cadru didactic poate gestiona sau poate ști cum să gestioneze o situație de bullying, să o recunoască și apoi să o gestioneze. Concluzia pe care aș vrea să o subliniez este că fiecare cadru didactic poate să contribuie direct la stoparea și menținerea fenomenului de bullying prin modul în care alege să se raporteze la situație de bullying, ce spune, ce măsuri adoptă, cât de consecvent este în aplicarea lor. De foarte multe ori, când vorbim despre bullying, observăm că nu putem controla foarte ușor comportamentul elevilor care adoptă comportamente de bullying, care inițiază bullying-ul, dar putem să avem o putere asupra modului în care noi răspundem, modul în care noi lucrăm cu clasa și influențăm procesele de grup, pentru că, cel puțin în adolescență, grupul este un instrument foarte puternic care schimbă balanța sau raportul de putere, care poate să conducă în mod eficient la stoparea situației de bullying. Da? Un al doilea program care a fost dezvoltat în același timp cu programul adresat cadrelor didactice este programul adresat adolescenților. Cum să fac față situațiilor de bullying? De ce ne-am adresat adolescenților? Pentru că fenomenul de bullying la vârsta adolescenței, între 12 și 15 ani, înregistrează un vârf, deci este vârful, după care începe ușor să descrească până la finalul anilor de liceu. Evident, avem nevoie să luăm în calcul că bullying-ul nu apare în adolescență sau în preadolescență. Acolo este vârful, este punctul maxim de manifestare. Bullying-ul începe de la grădiniță, din preșcolaritate. De aia, de exemplu, programele de intervenții de prevenție au nevoie să se adreseze acestor etape mici de dezvoltare, pentru că și formele de manifestare sunt mai puțin complexe decât le întâlnim la adolescență. Ce e specific adolescenților este faptul că fenomenul de bullying este menținut și perpetuat într-o mai mare măsură de atitudinea martorilor. La vârsta asta vedem ce forță are grupul, atât în menținerea fenomenului de bullying, cât și în descurajarea și stoparea lui. De aia, pentru cadrele didactice, grupul de elevi reprezintă un factor cheie în intervenție. Ce arată studiile? Arată că între 35 și 40% dintre adolescenți au un comportament care mențin comportamentul de bullying dacă se regăsesc ca martori într-o situație în care un copil inițiază un comportament de bullying față de un alt copil. De exemplu, râsul este un astfel de comportament care încurajează comportamentul de bullying. Dar nu doar râsul, pentru că inclusiv privitul, fără să faci nimic, este și asta un comportament care încurajează. Iar între 25 și 30% dintre adolescenți se retrag sau privesc în tăcere. Da? Deci este un procent destul de mare de copii care asistă fără să facă nimic în această situație. Ce oferă martorii? Martorii oferă persoanei care manifestă comportamente de bullying, îi oferă putere. Oricum, într-o situație de bullying există un dezechilibru de putere între cel ce inițiază și cel ce este ținta. Martorii, prin faptul că râd, privesc, acordă atenție celui care inițiază comportamentul de bullying
îi dau și mai multă putere. Astfel întăresc comportamentul de inițiere a bullying-ului. Premisele elaborării, ca și premise ale elaborării programului, am pornit de la faptul că viața socială a adolescentului este în continuă schimbare. Ce se întâmplă la vârsta asta este că interacțiunile dintre colegi pot fi foarte dureroase, iar modul în care un adolescent este tratat de egalii lui ajunge să aibă un impact asupra modului în care acest adolescentul se definește pe sine. Este o vârstă la care se formează identitatea de sine. Copilul încearcă, adolescentul încearcă să răspundă la întrebarea cine sunt eu. De foarte multe ori, la vârsta asta, definiția lui cine sunt eu încorporează numeroase aspecte ale modului în care el este tratat în grupul de elevi, în colectivele din care face parte. Acceptarea și neacceptarea din partea grupului de egal reprezintă puncte de referință în modul în care un adolescent se percepe și se definește pe sine. Iar această nevoie de a-și forma o imagine mai bună în ochii colegilor, de a avea o influență în grupul de egal, îi determină uneori pe adolescenți să-i rănească foarte ușor pe cei din jurul lor. Și aici ne referim la cei care ajung în situația de a iniția comportamente de bullying sau să ascundă suferința pe care o simt în cazul copiilor care, sau adolescenților care sunt ținte ale bullying-ului. Da? Adică nu fac nimic pentru a stopa comportamentul de bullying. Obiectivele programului, identificarea aspectelor care ne definesc ca ființă umană, dincolo de cultură, culoarea pielii, statut social sau notele pe care le avem la școală, identificarea nevoii de a aparține și de a stabili relații cu alți oameni, conștientizarea fenomenului de bullying, conștientizarea rolului pe care martorii îl au în menținerea bullying-ului, conștientizarea nivelului de empatie, nivelului de empatie față de colegii care sunt ținte ale bullying-ului, cunoașterea unor modalități adecvate de gestionare a situațiilor de bullying din rolul de martor, cum să sprijine colegii care sunt ținte ale bullying-ului, sau cum să solicite ajutorul atunci când ei nu pot să facă, nu pot să intervină direct, dar și din rolul de persoană țintă. Cum să gestioneze situația de bullying dacă ajung să fie ținta bullying-ului. Ce competențe sunt așteptate? Să identifice propriile lentile prin care privesc diferențele între oameni, să identifice corect comportamentele asociate fenomenului de bullying, să numească caracteristicile cheie a unui comportament de bullying și să facă diferența între un astfel de comportament și un comportament agresiv, să înțeleagă corect reacțiile care apar într-o situație de bullying, să pună în practică strategii eficiente de stopare a comportamentului de bullying, atât din poziția de martor cât și din poziția de persoană țintă, să identifice corect rolul pe care îl poate avea într-o situație de bullying, să numească modalități diferite prin care poate încuraja colegii care folosesc comportamentele de bullying, cum pot ei contribui, da? Care sunt reacțiile prin care ei pot contribui la amplificarea sau perpetuarea bullying-ului, să dea exemple de reacții posibile prin care pot contribui la stoparea bullying-ului, să cunoască modalități adecvate de a veni în sprijinul unei persoane care este tratată cu lipsă de respect, să manifeste empatie și înțelegere față de colegii care sunt ținte ale bullying-ului. Uneori, când nimic nu este posibil, există un lucru pe care poți să-l faci. Poți, la rândul tău, să te fii drăguț cu o persoană care a trecut printr-o astfel de suferință, chiar dacă nu poți să faci nimic altceva. Da? Să cunoască modalități practice prin care își pot să-și recapete puterea și controlul asupra propriei vieți dacă au fost ținta unei situații de bullying. Structura programului, la fel, avem trei module. Primul modul conține exerciții care le oferă posibilitatea de a se gândi la aspecte care ne definesc pe noi oamenii, ce ne aseamănă, ce ne deosebește, despre nevoia asta de a aparține unui grup, despre dificultățile pe care le putem avea atunci când stabilim relații cu ceilalți. Și primul modul se numește Să ne cunoaștem, eu și ceilalți.
Al doilea modul, ce trebuie să cunoaștem despre bullying, și aici avem informații despre comportamentul de bullying, forme de manifestare, consecințe, ce implică pe termen lung, ce implică pe termen scurt, ce implică pe termen lung, cum le poate influența viața. Și al treilea modul, puterea e în alegerea mea, exerciții și recomandări practice care oferă posibilitatea de a învăța ce pot face concret pentru a se implica în stoparea fenomenului de bullying, atât din rolul de martor, cât și de persoană țintă. Tot ghidul este scris la persoana, se adresează adolescentului, este scris la persoana a treia. Este un ghid practic, include multe exerciții de reflectare, multe exerciții care conectează problematica abordată teoretic cu viața lui, pentru că, la fel ca în cazul cadrelor didactice, ce ne dorim? Ne dorim să le dezvoltăm gândirea critică, să le dezvoltăm abilitatea asta de a autoreflecta la ceea ce fac, la ceea ce gândesc, la modul în care ceea ce fac și ceea ce gândesc se repercutează asupra, influențează situațiile de bullying sau situațiile dificile în care ei se află sau îi pun pe alții, da? Pentru că unii dintre ei sunt cei care inițiază comportamentul de bullying. Atunci când nu facem nimic într-o situație de bullying, contribuim direct la alimentarea puterii persoanei care tratează cu lipsă de respect o altă persoană. Deci cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să nu facem nimic. Martorii sunt parte din soluție atunci când au reacția potrivită. Lipsa de acțiune într-o situație de bullying lasă urme adânci nu doar în psihicul copilului care este țintă, ci și martorii sunt afectați și pot fi afectați pe termen lung, pentru că pot trăi multă neputință și vinovăție. Și ieșirea din neputință presupune să recunoască ce se întâmplă, să aleagă să nu fie un spectator care alimentează sentimentul de putere al persoanei care inițiază bullying-ul, ci să treacă de partea celui care are nevoie de ajutor. Daniela? Mulțumesc mult, Sorina. Pentru mine a fost o onoare să mă implic în acest proiect, dincolo de considerente uneori și personale, probabil, pe care toții le avem atunci când vorbim de bullying. Și un interes profesional am și eu, la fel ca și Sorina și ca și Tatiana, pentru că noi, ca psihologi practicieni, ne întâlnim foarte des la cabinet cu, vedem la propriu consecințele fenomenului de bullying, fie că vorbim de persoane de peste 50-60 de ani care mai poartă greutatea acelor evenimente în suflet, sau de copii de 10-12 ani, din păcate cam zilnic se întâmplă să avem asemenea experiență ca psihoterapeuți. Și la fel un interes civic, dacă vreți, pentru că ca și cetățean acestei țări nu poți asista pasiv la perpetuarea violențelor care există în societate și mai ales atunci când e vorba de copii și înțelegem toții că rădăcinile sunt mai adânci și copiii, din fericire și din păcate, sunt oglinzile noastre. Și atunci avem nevoie noi, adulții, să ne mobilizăm pentru că ei au nevoie de noi. Motiv pentru care acest program pentru profesioniști a pornit cumva de la sondarea tocmai acestor opinii și nevoi ale lor. Am încercat cu Sorina să comunicăm cu mulți elevi de diferite vârste și la fel ca acei copii drăguți care i-ați văzut în spotul de la început, exact așa am avut și noi relații o mie cu Sorina, pentru că copiii știu foarte bine de ce au nevoie și de ce nu au nevoie, ce le face bine, ce nu le face bine, și ne-am construit cumva abordarea, având în vedere că beneficiarul final acestui program este în cele din urmă copilul, ne-am construit abordarea exact pe nevoile lor emoționale și de securizare, așa cum formulau și ei, dar în același timp am colectat date, bineînțeles, importante pentru noi și de la profesioniști. Și am avut o colaborare foarte bună în sensul ăsta cu doamna Virginia Rusnac și cu Galina Leșco, pentru că ei dețin informații din interiorul cumva rețelelor de profesioniști și psihologi, psihopedagogi care lucrează la direct cu copiii, și am vrut să înțelegem
care este nivelul de la care pornim, pentru că era clar pentru noi, avem de făcut un salt în ceea ce privește și calitatea și profunzimea materialului prezentat, dar vroiam să capitalizăm și eforturile făcute până acum. Așa am ajuns să construim acest program anti-bullying, prevenire și intervenție, adresat profesioniștilor, și când spunem profesioniști, ne gândim întâi de toate la psihologi și psihopedagogi din interiorul școlilor sau din afara școlilor, dar care colaborează cu școlile și a căror servicii sunt cumva solicitate de școli sau de elevi în mod individual, dar și oricare alt adult sau alte grupuri de adulți și profesioniști interesați cumva de bunăstarea emoțională a copiilor din școlile noastre. Daniela, Sorina? Da. Daniela, continui. Da. Și am încercat să facem în cadrul acestui program, spuneam că dincolo de studiul inițial legat de ce prezintă fenomenul de bullying, așa cum a făcut și Sorina în celelalte programe elaborate de dumneaei, am pornit și noi cu această explicație, dar am încercat să prezentăm fenomenul bullying-ului dintr-o perspectivă social-psihologică mai mult și intenția programului în sine a fost să încercăm să formăm o masă critică de profesioniști cât mai larg, cât mai exhaustivă cumva, pentru ca oricând se întâmplă în spațiul social, școlar, extrașcolar, să asiste cineva din adulți la o scenă, la un episod de bullying, să știe ce are de făcut. Sigur că, având în vedere viziunea noastră, cumva, ca psihologi, ne-am dorit să putem prin acest program să țintim comunitatea și societatea în ansamblu. Din punctul ăsta de vedere, mizăm într-adevăr pe această comunitate care sperăm să se formeze sau deja s-a format și are nevoie doar de un ultim accent pentru a porni, de exemplu, această conferință cu lansarea materialelor și site-ul de care este vorba azi. Așa cum spuneam, contăm pe fiecare adult, dar ținta noastră sunt psihologii, psihopedagogii, profesorii, managerii instituțiilor de învățământ, pentru că, așa cum veți vedea, avem instrumente și resurse pentru fiecare grup profesional. Obiectivele noastre au fost multe. Ne-am gândit din nou, am păstrat această lentilă, beneficiarul final, care este elevul, și beneficiarul nostru imediat, care erau profesioniștii. Am mers un pic mai departe și mai profund cu explicațiile privind dinamica, complexitatea și amploarea fenomenului de bullying. Apoi, deja din punct de vedere mai tehnic, pentru că nu era nevoie, având în vedere că lucram cu profesioniștii care au mai mers la instruire, am înțeles asta din evaluarea competențelor, ne-am propus să exersăm, pentru că programul a avut și o parte aplicativă, ne-am propus să exersăm răspunsul timpuriu și eficient la comportamente și atitudini care pot determina situații de bullying în clasă, în școală. Apoi am făcut cunoștință în acest program oamenilor cu strategii noi și eficiente pentru prevenirea și intervenția în cazurile de bullying, pentru că altădată strategiile de intervenție și de prevenție se axau mai mult pe aspecte punitive și mai mult copilul care iniția comportamentul de bullying era cel vizat de aceste programe, de obicei printr-o formă de disciplinare punitivă. Gălăgia mai mult se făcea în jurul copilului care inițiază, numit de noi toți, din păcate, copilul agresor, și mai puțin se lucra cu ceilalți copii din clasă, copilul care este ținta comportamentului de bullying sau copiii care sunt martori, acestea au nevoie la fel de foarte multă atenție și uneori chiar mai multă, sau cu strategii specifice legate tocmai de atitudinea, comportamentul și acțiunea fiecăruia dintre aceste grupuri de copii. Apoi, în cazul copiilor, pentru că programul este construit în așa fel încât profesioniștii să poată aplica niște activități cu elevii, ne-am gândit să oferim profesioniștilor perspective prin care să exerseze deja ei cu copiii cum să răspundă copiii comportamentelor de bullying sau comportamentelor care preced un episod de bullying sau atitudinilor nepotrivite, gesturilor nepotrivite care pot duce la bullying.
Pentru că vorbim de aceste trei tipuri de categorii, rolul de copil care inițiază bullying, copil ținta comportamentului de bullying și copii martori, așa am încercat să ne educăm și noi între timp și să nu mai folosim etichete. Spunea Victoria la început cât de păguboase sunt aceste etichete, exact asta am făcut și noi. Și în cazul acestor trei tipuri de copii, roluri pe care copiii au, am încercat să identificăm mai multe particularități specifice acestor roluri și obiectivele programului este ca profesioniștii să poată dicela și să poată identifica rolul fiecărui elev cu care ulterior are de lucru. Un alt obiectiv a programului a fost să abilităm cu instrumente clare, imediate și cu un soi de resurse de reacție imediată, potrivită și eficientă pentru a interveni în situații specifice de bullying, fie pentru prevenire sau pentru oprirea acestui fenomen. Și în cele din urmă, obiectivul final ar fi să putem crea toți împreună și profesioniștii din interiorul școlii și cei care se adresează elevii un mediu securizant pentru copiii noștri, așa încât și la nivel comunitar și social să putem, să sperăm că putem ajunge la înțelegere asupra faptului că bullying-ul nu este un fenomen admisibil, este un fenomen dăunător, iar noi, adulții, avem obligația să acționăm în timpul potrivit pentru a preveni și a opri bullying-ul. De ce am început lucrul la acest program și discuțiile cu echipa Ter de Zon, din fericire, au fost foarte receptive, au fost foarte receptiv la viziunea noastră. Într-adevăr, constatarea cu privire la faptul că, deși problema agresivității s-a discutat în societatea noastră în ultimii ani și există un interes pentru reducerea agresivității în școli, dincolo de valul mare de cazuri de violență și bullying cu care ne-am deja obișnuit, din păcate, care tot apar în mass media, era evident pentru noi, în special, probabil, viziunea aceasta psihoterapeutică ne-a ajutat să extindem un pic granițele și să înțelegem că doar măsurile disciplinare a copiilor care inițiază comportamentele agresive, dacă continuăm să trecem cu vederea copiii care sunt țintă sau copiii care asistă, atunci fenomenul bullying-ului va avea doar solvabilitate imediată și, din păcate, nici acea nu va fi de lungă durată, pentru că un copil disciplinat în manieră coercitivă sau punitivă nu are cum să oprească un comportament. Îl va controla din frică, dar nu îl va rezolva în sine. O altă premisă pentru acest program a fost și faptul, cum spuneam, după consultațiile pe care le-am avut cu profesioniști, am înțeles că există un deficit de anumite competențe și chiar cunoștințe specifice legate de gestionarea cazurilor de bullying. În special, din păcate, profesioniștii atestau carență de instrumente de lucru cu părinții și mulți din ei chiar așa și ne spuneau, nu copiii desigur sunt vinoveți și nu copiii sunt o problemă pentru noi, dar lucru cu acești părinți care de multe ori au o viziune mult mai refractară asupra bullying-ului în școală, motiv pentru care am inclus și activități pentru lucru cu părinții, imediat ajungem și la conținuturi și o să vă împărtășesc ce am făcut pentru ei. O premisă importantă și sper cam asta să fie și finalitatea oarecum indirectă a acestei conferințe naționale, este o mare problemă faptul că nu există la moment un cadru legal normativ care să reglementeze în mod explicit fenomenul de bullying și să ofere protocoale de lucru în cazurile de bullying. Era destul de multă neînțelegere printre profesioniști cu privire la fișele, de exemplu, de monitorizare sau cui adresăm un caz, cui îl raportăm, nu este foarte clar. Nu putem subsuma uneori comportamentul de bullying comportamentelor agresive sau unor conflicte care există în școală, pentru că sunt diferențe. Și atunci această lipsă de cadru legal normativ determina anumite limite și în activitatea profesioniștilor, care de multe ori se pomeneau cumva singuri în fața unui caz pe care nu știam neapărat cum să-l gestioneze și făceau eforturi, sigur că conjugate cumva, există echipe multidisciplinare, dar ca atare un
protocol cap-coadă și anumite documentări a cazului sau anumite intervenții punctuale care să necesite a fi făcute, nu există, ceea ce derutează foarte mult profesioniștii. Și, bineînțeles, partea noastră civică, cumva, pe care am integrat-o în toate programele noastre, responsabilizarea adulților și a întregii societăți cu privire la gestionarea fenomenului, atât în ceea ce privește acțiuni concrete și prompte, imediate în momentul în care se întâmplă, cât și la eradicarea fenomenului, ceea ce ar presupune măsuri sistemice, imediate, ne-am dorit noi, dar care să aibă impact pe termen lung. Competențele pe care ni le-am dorit noi să le țintim în acest program, din nou le-am diferențiat un pic în funcție de categoriile de beneficiari. Sigur că beneficiarul final este elevul, dar beneficiarul programului erau profesioniștii. Beneficiari, la fel indirect, sunt și părinții, dar și comunitatea și societatea în ansamblu, pentru că ceea ce face Terre des Hommes, de fapt, țintește spre o schimbare și o transformare a întregii societăți prin aceste intervenții. Nu vorbim doar de copiii noștri din școală sau copilul X care a fost într-o situație de bullying. Vorbim de ceea ce va fi Republica Moldova sau întreaga planetă peste 10-20 de ani, când acești copii vor fi cetățeni adulți și a căror răni provocate de bullying ar putea să interfereze atunci calitatea lor de om adult. Din punct de vedere a competențelor pentru profesioniști, ne-am dorit să dețină și să poată aplica cunoștințe și abilități, atitudini eficiente de gestionare a cazurilor de bullying în sensul intervenției imediate. Pentru elevi să înțeleagă și să identifice comportamentele, atitudine, emoțiile, rolurile din perspectiva acestor trei, care vă spuneam, și consecințele pe termen imediat și lung a bullying-ului, să aibă competențe și ei necesare să prevină, să intervină. Și aici am oferit exemple de activități care pot fi făcute la clasă, dar și în mod individual, deja cu fiecare din categoriile de elevi, de exemplu, elevul țintă sau elevul martor, în special pe comportamente prosociale, comportamente afirmative, asertive, abilități de rezolvare a conflictelor, gestionarea emoțiilor și toate aceste luate împreună să conducă spre permanentizarea unui sentiment de siguranță și confort în mediul școlar și extrașcolar. Așteptarea pentru părinți și felul în care am organizat activitățile cu ei, ne dorim să fie mai receptivi și eficienți în situațiile de bullying, motiv pentru care profesioniștilor le-am oferit ghiduri de discuții și exemple de activități pe care părinții le pot avea acasă cu copiii, fie că vorbim de copii martori, copiii care inițiază situații de bullying sau copiii care sunt ținta acestora, și să promoveze atitudini, valori și norme sociale și comportamente non-violente, pentru că, așa cum spuneam, în Moldova, în societatea noastră, sunt înrădăcinate aceste norme sociale care, din păcate, normalizează cumva violența, iar ceea ce vedem în școli de multe ori este exact tabloul care se întâmplă acasă și, din acest punct de vedere, aceste norme necesită un upgrade, o actualizare. Pentru că uneori norma socială e greu să o modificăm, de obicei norma de drept în așa situații precum e violența, norma de drept e bine să conducă la modificarea normelor sociale, pentru că doar așteptând o schimbare în societate sau mizând pe bunul simț sau pe dragul de copii, am putea aștepta la nesfârșit o schimbare în sensul violenței asupra copilului, din păcate, în societate. Și, desigur, și competențe la nivelul întregii societăți și comunități să cunoască impactul bullying-ului, pentru că există multă trivializare a subiectului de bullying, precum că ar fi o chestie specifică vârstei, e ok, toți trecem prin asta și nu este așa, sigur că studiile arată consecințele pe termen lung și problemele grave care se întâmplă uneori, și să ne responsabilizăm, să se responsabilizeze întreaga comunitate și societate cu privire la stringența abordării fenomenului pentru a-l diminua și a eradica, pentru că nu există copii răi în școlile noastre, există copii doar care sunt suferinți și așteaptă ca noi adulții să acționăm într-o bunăstare a lor. Structura programului este următoare, avem 4 module,
În primul modul încercăm să prezentăm o informație, așa cum spunea și Sorina, pentru celelalte instrumente pe care le-a elaborat, informații privind bullying-ul, da? Doar că de data aceasta, pentru că ne adresăm unui contingent de profesioniști, deja am aprofundat conceptul și l-am detaliat cu referințe la studii și date noi. În modulul 2, urmăriți firul repetitiv din toate aceste programe, de fiecare dată încercăm să mergem mai adânc pentru a evidenția care sunt totuși nevoile emoționale din spatele comportamentelor de bullying, nu doar să rezolvăm astfel comportamentul, de exemplu, prin acțiuni punitive. Vrem să înțelegem ce se întâmplă cu acești copii, care sunt trăsăturile de personalitate a copiilor din cele trei roluri, să înțelegem care este realitatea lor psihologică, care a fost determinanta pentru care au ajuns în aceste situații sau sunt cumva prinși într-o situație de bullying, care sunt atitudinile lor și reacțiile specifice, ca profesioniștii să poată avea lentila mai obiectivă legată de identificarea acestor trei roluri, pentru că intervenția, apropo de modulul 3, intervenția se face diferit. În modulul 3 vorbim despre intervenții posibile pentru situațiile de bullying și aici avem câteva tipuri. Intervenții pentru clasă, un lucru important și una din teoriile pe care o prezentăm este rolul martorilor în menținerea sau oprirea fenomenului de bullying. Apoi o serie de intervenții pentru copiii care inițiază bullying, pentru copiii care sunt țintă, și aici avem și materiale pe care profesioniștii le pot folosi în lucrul lor cu părinții, cu familiile copiilor implicați, pentru că doar prin formarea unei alianțe prin care toată lumea, toți adulții din jurul copilului se responsabilizează, doar așa putem ajunge la un rezultat bun. Iar în modulul 4 oferim aplicații practice în funcție de vârsta copiilor implicați. Avem două categorii mari de vârstă, școlaritatea mică și adolescenții, și mai avem anexe și bibliografie. În anexe veți găsi fișe de monitorizare, fișe de raportare a cazului, ghiduri de discuții cu părinții, ghiduri de discuții pentru copii atunci când vin la prima sesiune. Este un program foarte ușor de aplicat, este foarte accesibil, poate fi adaptat atât pentru cazuri specifice, dacă profesionistul se apucă de un caz și îl poate duce cap coadă, sau poate fi folosit și la necesitate pentru intervenție punctuală, doar de exemplu dezvoltarea abilităților de gestionare a conflictului. Adică vă lasă cumva, lasă multă libertate și teren de acțiune profesionistilor în funcție deja de caz și de nivelul lor de pregătire. Programul, dincolo de tot ce am povestit, mai stabilește și linii directoare pentru ceea ce numim noi politici la nivel de școală. Ne-ar fi plăcut, cu sau fără, bineînțeles, așteptăm o lege în acest sens, dar cu sau fără această lege, fiecare școală poate institui regulamente anti-bullying și pot iniția activități și acțiuni pentru ca întreaga școală să fie sensibilizată la tema bullying-ului, să existe cumva o cultură non-violentă și ar putea să servească o sursă de inspirație în acest sens, pentru că sunt câteva modele acolo utile pentru acest scop. Ceea ce ne dorim prin acest program este să formăm profesioniști care se înscriu cumva în această armată de oameni interesați de bunăstarea copiilor noștri în școli și care se pliază pe cauza noastră comună. Cu cât mai multe inițiative de acest tip și cu cât mai mult parteneri de dezvoltare și fundații precum Ter de Zom vor promova asemenea programe, cu atât subiectul bullying-ului va fi eradicat și diminuat, dar copiii noștri au nevoie de noi să-i susținem cât ei nu pot. Mersi, Dana. Doar un pic, trec, mai sunt câteva slide-uri și termin foarte repede, suntem în mare întârziere. O să vorbesc despre partea a doua a intervenției, deci un alt program destinat tot profesioniștilor, dar de data asta este o intervenție mai nișată, în sensul în care leagă
expunerea la situații de bullying, de traumă, de reacția traumatică. Fără să avem pretenția că am dezvoltat un program de formare în intervenția în traumă, o să vedeți că scopul acestui program este mai degrabă să creștem abilitatea profesioniștilor de a identifica în mod corect un răspuns traumatic, așa cum se reflectă el în funcționarea unui copil sau unui adolescent, astfel încât să poată să-l refere la rândul lui specialiștilor care au formare în traumă. Da? Studiile arată că experiențele de bullying reprezintă o formă de violență interpersonală care, pe fondul unor traume de relaționare existente din mediul de proveniență, determină sau poate determina o simptomatologie specifică traumei de dezvoltare. Există sindromul de stres post-traumatic, care este numit și PTSD în engleză, deci este un anumit tip de traumă, dar există trauma de dezvoltare, despre care se vorbește mai nou, cel puțin de anul din 2018, cred că a fost sau delimitat în criteriile de identificare a acestui tip de traumă. Și sunt câteva aspecte caracteristice, și anume probleme severe și persistente de reglare emoțională, deci asta înseamnă că au dificultăți cu reglarea emoțională și deseori folosesc comportamente autodistructive pentru a se regla, cum ar fi tăiatul pe mâini, înfometarea, da? Anorexia este o formă de comportament autodistructiv. Credința că sinele personal este fără valoare, defect, ceea ce se asociază cu foarte multă rușine, dificultăți de a susține relații de egalitate cu ceilalți și de a se simți conectat cu ei și perturbarea funcționării în diferite arii, școală, grupul de prieteni. Ce ne-am dorit, focusul a fost pe dezvoltarea abilităților de screening, profesioniștii să știe ce înseamnă o reacție traumatică, cum este afectată funcționarea, pentru că recunoașterea răspunsului traumatic în modul în care funcționează un copil sau un adolescent poate cumva să conducă la o referire a acelui copil către specialiști care pot să facă o intervenție eficientă, da? Ceea ce înseamnă o intervenție eficientă de timpuriu înseamnă de fapt costuri mai reduse pe termen lung, da? Cunoașterea relației complexe care există între bullying și traumă, datorită faptului că bullying-ul se numără printre acele experiențe din copilărie care au o probabilitate mare de a conduce la dezvoltarea unei simptomatologii asociate traumei, identificarea particularităților psihocomportamentale care reprezintă răspunsuri de tip traumatic și se regăsesc atât în rolurile de copil care este ținta bullying-ului, cât și în rolurile de copil care inițiază bullying-ul. Deseori pe inițiator îl pierdem din vedere, da? Dar și el este inițiatorul, poartă în spate un trecut traumatic. Cunoașterea factorilor de mediu care pot predispune copiii la dezvoltarea unui răspuns traumatic ca urmare a expunerii la experiențe de bullying, factori de temperament, stilul parental, particularități ale contextului de creștere și educare din familie, nivel de dezvoltare al abilităților sociale și emoționale și dezvoltarea abilităților de utilizare a unui model de intervenție în traumă la copii, se numește modelul ARC și are trei domenii de acțiune. Acordarea în relație, deci lucru pe atașament, asta înseamnă lucru cu familia. Reglarea emoțională, asta înseamnă lucru atât cu familia, dar și cu copiii. Și dezvoltarea de competențe, da? Care înseamnă iarăși lucru atât cu familia cât și cu copiii. În vederea dezvoltării resurselor copiilor și ameliorării impactului experienței de bullying asupra funcționării lor. Structura programului, într-o primă fază, s-a mers mai degrabă pe o delimitare conceptuală, care sunt aspectele sau punctele de legătură între experiența de bullying și răspunsul traumatic, pentru că ca să știi să identifici, trebuie să înțelegi ce anume se modifică în funcționarea psihosocială a unui copil. Diferența între stresul post-traumatic
tulburarea de stres post-traumatic și tulburarea de stres post-traumatic complex sau trauma de dezvoltare, cum o mai întâlnim în literatura de specialitate, prin ce se caracterizează și cum arată copiii care dezvoltă o astfel de simptomatologie, cum arată funcționarea lor, conexiunea fenomenului de bullying cu trauma. Iar în partea a doua a acestui program vorbim despre intervenția în traumă, care este o intervenție de bază. Nu este ceva foarte nișat sau specific, dar este o intervenție de bază care implică lucru cu familia și lucru cu copiii. Da? Așa cum vă spuneam, modelul ARC are trei componente importante. Atașamentul, pentru că un copil se dezvoltă și crește într-o relație. Siguranța sau nesiguranța ține de relație. Da? Și aici vorbim despre gestionarea emoțională a părinților, despre modul în care se realizează conectarea în relație, despre consecvența reacțiilor părinților la comportamentele nepotrivite ale copiilor, rutinele și ritualurile care există în familie. Da? Deci, într-un fel, lucrăm pe acele ingrediente de bază care au legătură cu crearea unui spațiu de siguranță. Cum un părinte poate să devină bază de siguranță pentru un copil. Da? Al doilea lucru important are legătură cu reglarea emoțională, care vizează atât lucru cu părinții cât și lucru cu copiii. Da? Pentru că mare parte din experiența de bullying, de exemplu la copii, modifică răspunsul emoțional, intensitatea cu care ei răspund emoțional la ceea ce li se întâmplă. Și atunci un copil are nevoie de un părinte care să-l sprijine să-și gestioneze emoțiile de disconfort. Un copil nu poate învăța singur asta. De aia lucrăm și cu familia, lucrăm și cu copiii. Și aici sunt cele trei mari competențe emoționale: identificarea emoțiilor, exprimarea emoțiilor și reglarea emoțiilor. Da? Ce face un părinte cu furia lui reprezintă un model de învățare pentru copii. Cum răspunde părintele la furia copilului, de exemplu, sau la teamă sau la rușine, reprezintă iarăși un context de învățare pentru copil. Iar pe partea asta de competențe, avem dezvoltarea asta de competențe cognitive, care înseamnă gândire la consecințe, rezolvare de probleme și așa mai departe, dar și aspecte care țin de dezvoltarea conceptului de sine, pentru că experiența de bullying distorsionează conceptul de sine. Cine sunt eu? Definiția personală, definiția valorii personale. Da? Iar acești copii au nevoie să învețe cumva că valoarea lor este ceva ce vine, ce are legătură cu, nu are legătură cu ceea ce li se întâmplă sau cu modul în care sunt tratați, ci ei au o valoare în sine. Da? Cam despre asta a fost vorba în programele pe care noi le-am elaborat pentru dumneavoastră. Ne dorim tare mult să vă fie de ajutor, ne dorim tare mult să producă o schimbare și ne dorim tare mult să puteți să le vedeți relevanța practică și să schimbe ceva în viața copiilor noștri. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, Sorina, Daniela, vă mulțumim pentru aceste prezentări și pentru dedicația cu care abordați prevenirea și combaterea fenomenului de bullying. Ați prezentat niște programe cu o abordare foarte profundă și complexă, de la conștientizarea fenomenului, da, prin autocunoaștere, până la acțiuni concrete. Un program care, de fapt, implică o adevărată schimbare a paradigmei de gândire, schimbarea accentelor de la pedeapsă la înțelegere, conștientizare și oferire de sprijin. În continuare, o invit pe Tatiana Turchină să ne prezinte ghidul profesorului pentru realizarea activităților de instruire în domeniul prevenirii bullying-ului, necesar pentru profesori ca să știe cum să desfășoare activități interesante și relevante la clasă cu elevii. Bună ziua, vă salut pe toți! Probabil că eu imediat partajez și eu prezentarea mea și ghidul pe care vreau să-l prezint dumneavoastră, de fapt, este o continuare a programelor pe care le-au spus colegele noastre, Sorina și Daniela, doar că acest ghid la fel este destinat profesorilor și pentru realizarea activităților de instruire cu elevii.
De unde am pornit în elaborarea acestui ghid? Probabil că ideea este aceeași. Este marea, marea dorința noastră a adulților este să creăm un mediu sigur pentru copii. Probabil că ne dorim toți ca atât copiii noștri, cât și copiii ceilalți copii și viitorii copii să fie într-un mediu sigur. Fiindcă doar așa, cum au zis și colegele mele mai sus, doar așa vom avea pe viitor o societate cu un nivel înalt de calitate. Cui este destinat acest ghid? Cine poate utiliza acest ghid? Astea sunt în primul și în primul rând profesorii, diriginții, psihologii școlari, psihopedagogii, dar nu doar. Și toți ceilalți specialiști, profesioniști care urmează sau își dezvoltă activitatea cu copiii. Spuneți-mi dacă se mișcă. Eu mișc slide-urile, dar dumneavoastră. Vedem doar primul slide deocamdată. Da. O secundă, cred că. Haideți așa să vedem. Așa, da. Așa, am înțeles ce trebuie să fac, ok. Deci eram aici, ziceam că este ghidul respectiv este destinat și multor altor specialiști, nu doar celor indicați aici. De fapt, este oricine din domeniul psihopedagogiei care se este preocupat și este interesat pentru a forma, a dezvolta și a crea un mediu sigur pentru copii. Și bineînțeles că beneficiarul principal al acestor activități care sunt incluse în ghid sunt adolescenții, incluși în vârsta de 11-15 ani. Care ar fi finalitatea și unde vrem să ajungem prin intermediul acestui ghid? Deci, dacă realizăm cu bine toate activitățile incluse aici, le având posibilitatea și a dezvolta aceste activități, având posibilitatea și a le adapta în funcție de grup, în funcție de participanți, ne dorim să producem o modificare. O modificare a modului de a privi lucrurile, o modificare a modului de a fi și de a acționa. Și aceste activități incluse aici sunt promovate, deci prin intermediul acestor activități sunt promovate cooperarea, participarea și învățarea activă. Ghidul respectiv, la fel, are și el o structură și este structurat pe 5 capitole. Aceste 5 capitole conțin 14 module. Ce conțin fiecare în acest capitol? Primul capitol este orientat spre consolidarea grupului, deci aici sunt incluse activități care vor permite să crearea unui mediu sigur, unui mediu prietenos și crearea unor condiții eficiente de lucru. În al doilea capitol sunt incluse activități care contribuie la dezvoltarea personală a copilului și sunt centrate, aceste activități sunt în jurul principalelor concepte pe care le-am găsit a fi destul de eficiente în, odată fiind dezvoltate competențele legate de aceste concepte, vom produce ceea ce ne dorim foarte mult să prevenim bullying-ul, să și diminuăm, de fapt, acest fenomen. Și acestea fiind starea de bine, reziliența, empatia și gestionarea conflictului. Capitolul 3 și 4, aici sunt incluse activități orientate spre înțelegerea fenomenului de bullying și reacțiile în situații de bullying online sau offline. Și în capitolul 5 conține activități ce permit copiilor să reflecteze asupra celor învățate și experimentate în cadrul activităților de mai sus. Fiecare modul din cele 14 module are o anumită structură. Această structură este foarte utilă facilitatorilor, deoarece aceștia o pot lua pe ansamblu și realiza la clasă, la grup sau, cum am zis, în activitățile extrașcolare, dar totodată facilitatorul, în funcție de timpul disponibil, în funcție de grup, de participanți, în funcție de necesitățile participanților, sigur că pot adapta aceste activități. Deci, un modul conține obiectivele, timpul estimativ, vârsta recomandabilă pentru participanți și materiale necesare. Designul activităților la fel, sunt incluse instrucțiunile și respectiv sunt pas cu pas instrucțiunile pentru facilitator, sugestii pentru facilitator cum să creeze un mediu cât mai propice și eficient pentru realizarea acestei activități, reflecții și aici sunt o listă de întrebări, sugestii pentru facilitator, tocmai pentru a le oferi copiilor această posibilitate de a reflecta în legătură cu ceea ce a avut loc în cadrul activității, câteva elemente de evaluare și neapărat sunt incluse și fișe resurse.
Fișe resurse de regulă conțin fie elemente teoretice, explicative pentru facilitator, fie sunt fișe, diverse tabele, fișe lucrative pe care vor fi folosite în cadrul activităților. Ghidul respectiv deține și câteva anexe. Anexele sunt trei anexe. În prima anexă sunt sugestii pentru planificarea activităților cu copii. Anexa 2 deține o suită de exerciții de încălzire sau acele exerciții care de regulă sunt foarte potrivite și aplicabile la începutul unei activități. Și exercițiile de încheiere care la fel sunt destul de bune și potrivite și necesare chiar în aplicarea lor la finele unei activități. Astfel, acest ghid destinat profesioniștilor, dar beneficiarul principal, cum am zis, sunt adolescenții, ghidul completează acele programe pe care au fost exprimate mai sus de către colegiile mele și credem noi că în final o să obținem acel sentiment de libertate, acel sentiment de exprimare, acel sentiment de siguranță în mediul în care suntem. Și deoarece ne dorim foarte mult ca fiecare copil să se simte liber în a fi, să se simtă liber în a se exprima, să se simtă liber în societatea pe care tot noi, adulții, o construim și le arătăm și lor sau învățăm pe ei cum ei în viitor să-și construiască tot o societate liberă și democratică. Mulțumim foarte mult! Doamna Turchină, vă mulțumesc! Vreau să cred că acest ghid va fi util profesorilor în a aduce mai aproape copiilor cunoașterea, da, despre prevenirea și combaterea fenomenului de bullying. Astăzi alături de noi este doamna Eugenia Bordeanu, profesoară în Costeștia Loveni. Dumneavoastră, doamna Bordeanu, ați utilizat acest ghid și aș vrea să vă întreb cum vi s-a părut, cât de util, ușor de utilizat a fost pentru dumneavoastră acest ghid. Bună ziua! Vreau să spun că orice viziune a școlii are un aspect de crearea unui mediu prietenos copilului de învățat. Întrebarea rămâne cum? Și atunci acest ghid a fost o gură de aer pentru cadrele didactice și pentru toți cei care îi interesează problema și toți cei care se confruntă cu fenomenul de bullying. Eu am fost cea care am organizat acest program. Am selectat copiii din mai multe clase, de vârsta 11-15 ani, un grup omogen și a fost foarte interesant pentru mine să-i urmăresc cum își desfășoară ei activitatea, cum ei conștientizează, înțeleg și pot combate fenomenul de bullying, pornind de la ei înșiși. Ceea ce a fost interesant și foarte ușor pentru mine ca și cadru didactic, ca și diriginte, a fost foarte bine structurat programul. Adică începând de la prima activitate, prin jocurile propuse, prin materialele propuse, îl duce pe copil treptat în conștientizarea acestui fenomen. Și mai mult ni se oferă dacă în activitatea noastră de zi cu zi facem o activitate formală în care dezvoltăm niște competențe care ni se cer de un curriculum, participarea în acest program al copiilor printr-o modalitate de a realiza activități non-formale a fost una din, să zic eu, mai vreau să vin și eu. Adică, practic, dacă am pornit cu 20 de copii, am finalizat cu 27 și permanent întreabă când mai venim, când mai facem, când mai realizăm. Adică structura, ce ni s-a dat foarte clar, rămâne doar la creativitatea fiecărui cadru didactic și dorința lui de a se implica. Avem în instituție mulți diriginți care deja au preluat acest program și îl implementează cu copiii, mai ales când au întâlnit cu o anumită problemă la clasă. Sugerez tuturor cadrelor și vreau să vă spun întregii mari echipe care a lucrat la acest proiect, care include și activități cu părinții și activități cu comunitatea. Combaterea fenomenului de bullying nu este chiar așa că vedem rezultatul din prima, dar
Vreau să vă spun cu certitudine că la al patrulea an de cooperare cu Terdezo Moldova, în instituția noastră, am ajuns la o situație în care chiar putem să spunem că am creat un mediu prietenos. Vă mulțumesc! Doamna Bordeanu, vă mulțumim și noi și vă dorim mult succes în continuare în ceea ce faceți. Alături de noi astăzi este și doamna Virginia Rusnac, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Doamna Rusnac, aș vrea să revenim la prezentarea celor două programe destinate profesioniștilor făcute de Sorina și Daniela mai devreme. Știm că aceste programe au fost pilotate cu profesioniștii din serviciile de asistență psihologică din țară și am vrea să știm care a fost reacția lor. Ce au spus ei despre aceste programe, în ce măsură satisfac nevoile lor de formare în acest moment. Nu vă auzim? Da, porniți microfonul. Da. Aș zic, înainte de a spune opinia profesioniștilor, cred că trebuie să menționez acest deosebit sfârșit de toamnă, din care a rămas doar un zâmbet, dar care vine cu daruri de Crăciun deja. Și darurile de Crăciun, după mine, sunt acest întreg pachet, nu doar cele două programe, dar întreg acest pachet despre care vorbim astăzi, un dar dorit, așteptat și miraculos, prin faptul că fiecare poate să-și aleagă darul care are nevoie mai mult, fie el adolescent copil, fie el profesionist, fie cadru didactic sau părinte. De fapt, cred că aceasta este miracolul întregii munci care a fost făcută în cadrul acestui proiect. Cu toții știm că agresiunea are amprente negative asupra securității psihoemoționale a copilului. Acest lucru este cu atât mai, să zic, amprenta este mai profundă dacă acest lucru se întâmplă într-un mediu în care copilul se așteaptă să fie protejat de un adult, așa cum este școala. Bullying-ul are fațete ascunse care se manifestă, după cum am văzut din cele menționate mai sus, prin numeroase comportamente care până la sfârșit provoacă suferință. Există lovituri care se văd, există răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, răni care nu strigă după ajutor. Cred că anume aceasta a fost provocarea mare prin care se vine cu o soluție astăzi. Experții au atras atenția, dar și experiențele noastre pe care le avem demonstrează asupra faptului că bullying-ul afectează negativ din punct de vedere psihologic întreaga clasă, întregile grupuri de copii și nu doar victimele în acest context. Și la general nu putem vorbi despre o educație de calitate, echitabilă, dacă elevii se confruntă cu violența în mediul școlar. Programele descrise de distințele experte vin ca un răspuns la acest fenomen și acest lucru a fost apreciat de toți profesioniștii pe care îi reprezint astăzi aici. Pentru că au permis să se conștientizeze la un nivel destul de crescut manifestarea comportamentelor de bullying între copii, precum și au contribuit deosebit, suplimentar, la înțelegerea celor consecințe negative, dramatice, care le are bullying-ul asupra dezvoltării emoționale a copilului. Au permis conștientizarea și au generat, eu sunt sigură de acest lucru, schimbare de atitudini. Au contribuit deja la elemente de prevenire și eradicare a comportamentelor de bullying între copii, dar deosebit de important, în special pentru profesioniști, au dezvoltat o gândire critică și au sugerat intervenții prompte, corecte ale specialiștilor care sunt destul de imperioase în aceste momente, pentru a nu avea deja rezultate despre care vorbea și Daniela Terze-Barbăroșie, pe care le întâlnește în cabinet la adulți. Resursele permit până la sfârșit să conștientizăm nevoie de intervenție integrală, atât la nivel de școală, familie și copil. Deci și pachetele vin cu astfel de răspunsuri
și anume prin crearea acelui mediu pozitiv în școală, condiții necesare pentru a gestiona comportamente anti-bullying. Totodată, pachetele, cu toate că s-a vorbit de aici că nu există încă mecanisme suficiente pentru a interveni, eu cred că ele vin cu un răspuns pentru școli ca să adopte propriile lor mecanisme de prevenire și intervenție în diminuarea acestui fenomen, să devină flexibile și adaptate la specificul și dimensiunea fiecărei școli. Și școala poate face, printr-un management eficient, să producă mecanisme care poate preveni și eradica acest fenomen. Și totodată, la general, întreg acest dar promovează metode pozitive și eficiente de educare socioemoțională a copiilor, a victimelor, atât pentru și sunt utile atât pentru cadrele didactice, pentru părinți, pentru profesioniști, dar și pentru fiecare care este interesat de acest fenomen. Cred că trebuie să apreciez deosebit colaborarea pe care am avut-o noi cu Sorina Petrică, cu Daniela Terzi Barbaroșe, cu Tatiana Turchina, ne cunoaștem de foarte mult timp, și să aduc aici gratitudinea tuturor profesioniștilor cărora le-au adus multă conștientizare, cuvântul pe care l-am menționat deja de mai multe ori, mult profesionism și gândire critică și până la sfârșit omenie în toată comunicarea pe care au avut-o. Dar trebuie să apreciez și întreaga echipă a Terdezom, colaborarea pe care o avem de mai mulți ani în persoana doamnei Elena Madan, pentru competența pe care o aduc pe dimensiunile copilăriei și stării de bine a copiilor și, desigur, UNICEF Moldova, în persoana doamnei Maha Damaș, pentru care copiii Republicii Moldova, starea lor de bine și psihoemoțională este o prioritate. Eu sunt sigură că acest pachet destinat pentru profesioniști, pentru cadre didactice, pentru toți cei interesați și, nu în ultimul rând, pentru copii, aduc acele șanse de a schimba lucrurile spre bine și, de fapt, această schimbare devine reală. Mulțumesc pentru colaborare și mult succes tuturor în cele ce urmează. Doamna Rusnac, vă mulțumim și noi. Îmi place ideea acestor daruri de Crăciun, daruri de Crăciun pentru o societate cu oameni mai încrezători, mai empatici, mai liberi, mai curajoși. Și pentru ca aceste resurse valoroase, aceste daruri, da, să devină accesibile pentru cât mai multe persoane interesate, în baza acestor 4 programe au fost elaborate 2 cursuri online și 12 lecții video. Teodora Rebeja, coordonatoare programe la Terdezom Moldova, ne va prezenta aceste resurse în format digital. Bună ziua tuturor! Mersi mult pentru prezentările foarte comprehensive și științifice, aș zice, de mai sus. Eu voi face o scurtă incursiune doar în cursurile online, dar vă voi invita să le parcurgeți, să învățați din ceea ce găsiți acolo, să explorați modul cu modul, să vă testați cunoștințele și să vă formați anumite atitudini și chiar să acționați în rezultatul acestor cursuri. Nu puteam altfel, că suntem în era digitală. Am trecut la învățământ online deja de mai mult timp și era nevoie ca și aceste programe care au fost elaborate să le găsim și lor un loc în mediul online, astfel ca cât mai multă lume să aibă acces la ele și să le poată parcurge într-un mod autonom, fără a fi dirijați, ghidați, să-și ia timpul de care au nevoie pentru a le parcurge.
Astfel că două din programele care au fost menționate mai sus, unul pentru profesori și celălalt pentru adolescenți, a fost sau am reușit să-l transformăm într-un format de curs online datorită suportului pe care l-am avut de la echipa Academia Părinților de Invidiat și a psihologului Ina Krasnojohn, astfel că cursurile online sau programele elaborate de Sorina Petrica au reușit să capete și un alt format. Avem două cursuri, așa cum am spus, și lecții video care la fel vin în suportul profesioniștilor, dar nu doar a profesioniștilor. Cred că și pentru publicul larg ele sunt la fel de utile pentru că conțin informații valoroase. Voi vorbi foarte pe scurt, nu voi intra în detalii despre conținutul acestor programe, doar că voi spune că ele sunt într-un format destul de interactiv, intuitiv, ușor de parcurs, conțin elemente video, conțin întrebări la care sunteți puși în fața unor situații concrete pe care să le analizați, să veniți cu anumite răspunsuri și să treceți ușor prin acele trei module despre care au vorbit colegele de mai sus. Ce trebuie să cunoaștem despre bullying? De ce nu este ok să utilizăm etichete atunci când vorbim cu copiii? De ce nu este ok să zicem că copilul este un copil victimă, dar e mai bine să zicem că este un copil supus victimizării? Și, evident, ce trebuie să fac? Ce pot să fac atunci când mă confrunt cu astfel de situații? Va prezenta un pic mai târziu Victoria site-ul și o să vedeți interfața lui, dar astea sunt doar câteva din paginile din cursul online destinat profesorilor. Cursul online destinat încă un lucru important, la finele sau sfârșitul cursului se încuninează cu un certificat de absolvire, așa că vă puteți introduce aici numele și prenumele și să vă printați certificatul care vă demonstrează că ați participat la acest curs. Cursul online destinat adolescenților este un curs care am încercat să-l facem foarte interactiv, un curs care la fel are cele trei module despre care a vorbit Sorina mai devreme, în care îi punem în situația să se cunoască pe sine, să cunoască pe ceilalți, să învețe câte ceva despre bullying, despre rolurile care sunt în bullying, dar și cum este înțelesă puterea și cum poate fi utilizată puterea într-o altă modalitate decât cea în care să devii agresiv. În cadrul cursului sunt pași foarte concreți pe care trebuie să-i parcurg un adolescent. Sunt sarcini pe care ei trebuie să le îndeplinească. Chiar sunt și anumite chestionare care le arată, le validează sau cunoștințele pe care le au. Și în final, iarăși, pot să extragă anumite concluzii pe care să le transpună în practici eficiente, astfel ca să nu devină, să nu rămână martori pasive a situațiilor respective, dar să ia atitudine atunci când copiii se confruntă sau când văd situații respective, iar pentru copiii care sunt în situații de victimizare să știe unde să apeleze, cui să se adreseze și să ceară ajutor. După cum vedeți, astea sunt elemente pe care o să le găsiți în cursurile online. Le veți găsi pe site-ul nostru și totodată cursul online pentru profesioniști îl găsiți și pe platforma childhub.org.
Despre lecțiile video, la fel vă spun că pot fi utilizate cu ușurință de cadrele didactice, atât în cadrul orilor de dirigenție, dezvoltare personală sau oriunde credeți că vă pot fi de ajutor. Am avut un grup de profesioniști foarte buni care au încercat să explice coerent, simplu, pe înțelesul tuturor anumite tematici legate de bullying. Astfel avem 12 lecții video ce ține despre fenomenul de bullying, care sunt etapele situațiilor de bullying, cu ce mituri ne confruntăm atunci când vorbim despre bullying, și printre cele mai răspândite este că bullying-ul este o, așa, o joacă de copii, o să crească și o să le treacă, sau multe altele pe care le întâlnim zilnic. Strategii pentru a interveni în situațiile de bullying, care este rolul martorilor și cum pot ei să schimbe situația. Și la fel despre bunăstarea psihosocială a copiilor, empatie, soluționarea a conflictelor și, nu mai puțin important, o temă care astăzi este absolut necesară și ne demonstrează și cercetările că cazurile de violență online, de cyberbullying, au crescut simțitor în ultimii ani. De aceea o să găsiți aici și două resurse video cu privire la siguranța online și a cyberbullying-ului în rândul copiilor. Și toate astea le găsiți pe site-ul despre care o să vă vorbească în câteva clipe, Victoria. Mersi! Mulțumesc, Teodora. Da, în câteva clipe facem și prezentarea site-ului stopbullying.md, dar înainte de asta aș vrea să o întreb pe doamna Angela Munteanu-Pojoga, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, care este astăzi alături de noi. Știm că există o inițiativă legislativă pentru modificarea codului educației și reglementarea noțiunii de bullying ca formă de violență. Am vrea să știm la ce etapă este această inițiativă și în ce fel credeți că recunoașterea și în legislația fenomenului de bullying ca formă de violență poate sprijini eforturile ONG-urilor, școlilor în combaterea și prevenirea acestui fenomen. Salut întreaga audiență, vă felicit pentru acest pachet anti-bullying, susțin asemenea inițiative și mulțumesc mult pentru invitație. Vreau să vă spun că unul din obiectivele despre care ați vorbit mai sus este pe ultima sută de metri de a se realiza. Mă refer la reglementarea acestui fenomen, a fenomenului de bullying. În acest context pot să vă spun că în colaborare cu grupul de inițiativă Eforturi Comune de Combatere Bullying-ului în Moldova, inițiat de UNICEF și Tertezon, dar și cu participarea activă a societății civile, a diverșilor pedagogi, psihologi, chiar și elevi, am elaborat o inițiativă legislativă care va reglementa acest fenomen. Elaborarea, de fapt, acestei inițiative a apărut în contextul în care am descoperit un raport al UNICEF în care se spune că circa 86,8% din copii din totalul elevilor claselor 6 a 12 s-au confruntat sau sunt afectați cumva de bullying. Și atunci mi-am propus ca printr-o asemenea inițiativă vom contribui la ridicarea nivelului de conștientizare asupra acestui fenomen, care sunt consecințele acestui fenomen din relatările dumneavoastră, dar din ceea ce am reușit și eu să studiez, axându-mă pe această temă, am înțeles că consecințele sunt foarte grave, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Dar ca să fiu mai aproape de subiect, vreau să vă spun că este vorba de o inițiativă legislativă care este vorba despre reglementarea noțiunii de bullying și definirea acestui fenomen ca o formă de violență prin completarea textului articolului 3 din Codul Educației cu noțiunea de bullying. Cea de-a doua modificare vizează completarea articolului 7, care stipulează principiile fundamentale ale educației cu alte două principii, principiul nediscriminării și principiul non-violenței. Asta în condițiile în care am înțeles și am văzut că comportamentul de bullying se face simțit mai ales atunci când există diferențe între copii de ordin rasial, cultural, de vârstă. De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt elevii care fie că sunt supraponderali, fie că sunt cu abilități mai scăzute de a învăța, fie că sunt mai săraci, de multe ori
sau pur și simplu sunt mai diferiți decât ceilalți. Și ultima modificare din cadrul acestei inițiative legislative va viza faptul că odată cu adoptarea acestei inițiative în două lecturi în Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării va fi obligat să aprobe o metodologie cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului. Scopul acestui proiect este clar, că este, vrem să declarăm toleranță zero față de orice tip de violență, inclusiv bullying în școală. Aceste reglementări vor fi o bază juridică pentru elaborarea unor politici de protecție, reguli de comunicare între elevii, pentru că știm că la nivel de instituții există reglementată comunicarea între profesori și elevi, există un cod al educației, dar nu există nimic care să reglementeze relația și comunicarea dintre elevi. Actualmente, acest proiect a fost avizat de 5 comisii parlamentare, a fost avizat de guvern, de CNA, au survenit câteva propuneri de îmbunătățire și săptămâna viitoare ajunge pe agenda parlamentară. După care, după ce va fi votat, după cum vă spuneam și mai sus, personal voi monitoriza ca Ministerul Educației să aprobe această metodologie cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului și după mine este foarte important ca această metodologie să stipuleze clar anumite principii. În primul rând, să stipuleze clar nivelurile de la care se realizează intervenția și prevenirea și combaterea bullying-ului, de către cine se fac sesizările în situațiile de bullying la nivelul unităților de învățământ, de exemplu. Să fie prevăzut ca direcțiile educației să fie responsabile de asigurarea proceselor cadrelor didactice la activitățile de formare continuă, pentru că eu, cel puțin, din discuțiile cu unii pedagogi, am înțeles că, de fapt, foarte multe ori, pedagogii nu știu cum să se comporte într-o astfel de situație de bullying. Și tocmai este foarte important ceea ce faceți dumneavoastră sau ceea ce deja ați făcut, să veniți cu un suport atât de bogat în acest sens, care eu cred că va fi o bază solidă pentru pedagogi. Desigur, este foarte important ca să asigurăm instituțiile în fiecare instituție să existe psihologi. Știm că este o problemă la nivel național, pentru că în contextul Chișinăului, dacă acest cadru didactic, sau bine, în cadrul instituțiilor, psihologul există, în foarte multe localități rurale acest lucru nu se întâmplă. Și în aceste situații, cred eu că este important ca guvernul, în aceste norme reglementate, mecanisme sau cum vreți, putem să le numim, să stipuleze clar că chiar și acolo unde nu există psiholog, să fie conducerea unităților de învățământ să poată notifica direcțiile și să ceară ajutorul pentru a propune soluții de rezolvare a unor cazuri de bullying care se întâmplă în instituția lor, de exemplu. Spuneam că profesorii trebuie să fie înregistrați, incluși profesorii ca în cadrul instituțiilor cărora s-au avut loc mai multe situații de bullying, obligatoriu să participe la tot felul de training-uri de formare de formare continuă în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului. Este foarte important să fie introduse în aceste mecanisme tipurile de bullying, pentru că știm cu toții că există mai multe tipuri de bullying, mai multe forme de bullying și mai multe proceduri de a interveni în cazurile de bullying. Deci e foarte important să fie stipulate clar tipurile de intervenții în cazul bullying-ului. Și în ultimul rând, este foarte important să se găsească mecanisme inclusiv la situațiile de bullying în care sunt implicate cadrele didactice, pentru că, din păcate, în cele 3 luni de aflarea mea în Parlamentul Republicii Moldova, la mine au ajuns 4 mame ale căror copii se confruntă cu situații destul de grave, consecințe ale bullying-ului. Eu vreau să cred că toți noi, societatea noastră, este conștientă că este de datoria noastră ca adulți responsabili să apărăm, să-i protejăm pe copiii noștri și legea anti-bullying și aceste pachet anti-bullying pe care l-ați elaborat dumneavoastră, cred că este un prim pas foarte solid și foarte consistent pentru a veni cu măsuri de prevenire a bullying-ului, pentru că eu vreau să insist și cred că este important să insistăm pe prevenire, cu
consecințele ne costă foarte mult. Și vreau să reiterez încă o dată ce a spus o doamnă mai înainte, că dacă și devin copiii noștri agresori, dacă și devin copiii noștri violenți, este o scăpare a noastră, adulților, și tocmai de asta trebuie să fim mult mai responsabili și să ne implicăm pentru a contracara și a promova în societatea noastră o viață fără violență. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, pot răspunde. Doamna Munteanu Cojoga, vă mulțumesc! Drag. Mă bucur să aud că există și la nivel de Parlament o înțelegere a ceea ce înseamnă fenomen de bullying, că există o preocupare pentru a asigura cadrul legislativ necesar pentru a face toate intervențiile posibile și eficiente. Și vreau să sper și să cred că vom ieși din acea obișnuință în care știm că la nivel de documente lucrurile stau bine, dar la nivel de practică mai lasă de dorit. Aș vrea să ajungem în situația în care lucrurile se aliniază, da? Și putem și la nivel de practică să vedem că lucrurile merg. Faptul că 4 mame au ajuns la dumneavoastră parlamentar cu o astfel de plângeri ne arată că la nivel de sistem încă mai este mult de lucrat, că oamenii au nevoie, specialiști, să profesori, specialiști, să conștientizeze ce înseamnă bullying-ul, să știe cum să intervină, ca părinții să aibă toată încrederea, dar să coopereze, să colaboreze cu cei care îi pot ajuta atunci când copiilor ajung în astfel de situații. Bineînțeles, vreau doar să adaug că eu sunt optimistă și vreau să cred că va fi o conlucrare și la nivelul altor instituții, mă refer la guvern. Am văzut o deschidere din partea guvernului, dar eu personal îmi asum să monitorizez acest proces și cumva să țin mâna pe puls acolo unde poate lucrurile nu stau chiar bine. Vă mulțumim! Da, ne-am fi dorit astăzi să avem alături de noi și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării ca să înțelegem care este deschiderea, angajamentul dumnealor pentru a disemina aceste programe în școli, pentru ca ele să ajungă la cât mai mulți profesioniști, dar sperăm că această comunicare există și pe alte canale și se va reuși o cooperare eficientă în acest sens. Cum vă prometeam mai devreme, urmează să vă prezentăm site-ul. Vreau să mă asigur că se vede prezentarea. Da, aș vrea să știu dacă... Da, se vede, doar că sunt și mare full screen. Așa, cred că da. Site-ul stopbullying.md este site-ul pe care puteți să găsiți toate acele resurse prezentate mai devreme de Teodora, da, cursurile online, lecțiile video. Puteți accesa site-ul în calitate, mă rog, sau să folosiți resursele de aici. Resursele sunt împărțite pe categorii pentru copil, pentru părinte, pentru profesioniști. Și sunt create special, da, pentru aceste categorii adresate lor și puteți să găsiți pe lângă cursurile și lecțiile video, puteți găsi și alte materiale despre bullying, da? Ar fi atât recomandările copiilor pentru părinți sau pentru seminilor, pentru copii. Și tot aici pe site o să găsiți catalogul specialiștilor la care puteți apelați atunci când aveți nevoie de sprijin într-o anumită situație, da, de bullying. Resursele sunt tot aici la rubrica resurse pe aceste categorii pentru copii, părinți, profesioniști. Site-ul urmează să fie updatat în mod regulat, da, și urmează să apară și versiunea în limba rusă. Deci este o resursă gratuită, accesibilă tuturor, pe care oricine parte din această formulă, da, de combatere a bullying-ului poate să o utilizeze, această resursă, și puteți să dați această resursă mai departe altor persoane care credeți că le este util. Așa. Da, ne apropiem de final. Numai puțin să mă asigur că văd și eu. Așa. Spre final,
Aș vrea să întreb pe Mahad Amash, reprezentant de țară UNICEF Moldova. În ce fel UNICEF Moldova se angajează să susțină și în continuare procesele de combatere a bullying-ului în Moldova? Și pentru cei care ne urmăresc, vă reamintesc că puteți să găsiți traducerea pe bara de instrumente la traducere. Acolo găsiți varianta în română. Mahad Amash, vă rog. Yes, because my Romanian is... Vă mulțumesc, da, încă nu cunosc româna suficient de bine ca să o pot vorbi. Vă mulțumim foarte mult pentru organizarea acestui eveniment cu noi. Noi ne-am dorit foarte mult să sărbătorim acea de 75 aniversare a UNICEF de la fondarea sa și acest eveniment, deoarece ați menționat că vorbim despre necesități și îmi pare bine că azi vorbim despre instrumente, soluții, lucruri care pot fi aduse oamenilor, copiilor, profesioniștilor, dar copiilor și elevilor. Apreciez participarea doamnei Munteanu, deoarece legislația, cadrul juridic este la fel de important pentru a oferi acel ghid, cadru pentru a continua pledoaria, promovarea aceste inițiative. Acest proiect va continua suplimentarul activității organizațiilor de ZOM și UNICEF pentru a include tot mai mulți actori ca să urmeze aceste activități. Protecția copiilor împotriva violenței este la baza programului nostru și vom continua această activitate în următorii 5 ani. Vom continua această activitate pentru a ne asigura că avem legislația, politicile, cadrul juridic adoptate nu doar de Parlament, dar și politicile ce urmează a fi adoptate de ministerul relevant și pentru a aduce la nivel de răspundere proprietate, vom lucra și pe acest aspect. Activitatea făcută până acum este extrem de valoroasă, arată că cum aceste resurse pe care eu le consider mici comori, cum poate fi la îndemână fiecăruia accesate, utilizate și cum putem să le adaptăm, cizelăm pentru a le adapta la diverse categorii, copii și nu doar ca să facă față la diverselor tipuri de violență și bullying. Aceasta le va permite copiilor care sunt uneori supuși unui risc mai mare și rămân invizibile chiar dacă se face foarte mult lucru în acest sens. Angajamentul nostru este destul de clar. Noi suntem foarte angajați ca fenomenul bullying să fie eliminat. Înțelegem că nu se întâmplă timp de un an sau doi, dar o călătorie începe cu primul pas. Astăzi am făcut un prim pas important, mare și ne angajăm să continuăm acești pași și să-i consolidăm, să vă fim alături în acest parcurs. Vă mulțumim foarte mult. A fost o onoare să particip. Conectam și deconectam camera, dar mi-a făcut plăcere să particip la acest eveniment. Suntem mândri de a fi partenerii voștri și sperăm să continuăm aceste parteneriate cu Terdezom și alți actori care împărtășesc această cauză. Viziune de viitor a unei lumi fără bullying. Astăzi visăm, dar într-o zi s-ar putea să vorbim despre că, iată, este realitate acest vis care a fost setat acum cine știe câți ani urmă. Să vedem, să sperăm să fie cât mai curând. O invit pentru încheiere și pe Elena Madan, director Terdezom Moldova. Am vrea să știm care este viziunea dumneavoastră de viitor privind programele de prevenire și combatere a bullying-ului. Doamna Madan, aș vrea să știu dacă ne auziți. Mulțumesc mult, Victoria. Se întrerupe sunetul, nu știu dacă e doar la mine, dar o să vă rog să reluați mesajul, nu vă auzim încă. La mine a căzut internetul. Așa, cred că putem să
Reluăm legătura. Acum se aude. Da, sunt surprizele evenimentelor online, da? Îmi pare foarte rău. Mulțumesc încă o dată antevorbitorilor mei pentru susținere, dar și pentru angajamentele pe care și le-au asumat. Noi, evident, la Terre des Hommes ne-am propus în viitorul apropiat să promovăm în primul rând această pagină resursă, stopbullying.md, să completăm informația de pe acest site, în primul rând cu psihologii care pot să ofere servicii de suport copiilor afectați de situații de bullying. Ne propunem la fel să completăm informația cu resurse în limba rusă, după cum ai menționat și tu, Victoria. La fel, ne-am propus să cooperăm cu Ministerul Educației pentru a asigura diseminarea informațiilor la toate școlile din țară, pentru ca informația să ajungă la fiecare profesor, copil și părinte. Așa cum ziceam și la început și pe tot parcursul evenimentului, noi cu toții ne dorim ca copiii noștri să crească și să se dezvolte într-un mediu sigur. Și este de datoria noastră a tuturor adulților să știm, să prevenim fenomenul de bullying, dar totuși dacă ne întâlnim cu aceste situații, să știm să reacționăm corect și prompt în aceste cazuri, pentru a proteja în primul rând copiii noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au privit astăzi și să știți că toate resursele pe care le-am dezvoltat, tot ce am pus la dispoziție, este gratuit și liber pentru toată lumea. Vrem să le utilizați și să le transmiteți tuturor celor care credeți că au nevoie de ele. Vă mulțumesc! Doamna Madan, vă mulțumesc și eu și mulțumesc tuturor celor care astăzi au fost alături de noi, tuturor celor care au prezentat materialele și celor care ne-au urmărit. Am văzut doar pe pagina de Facebook Terre des Hommes Moldova că avem peste 660 de mesaje și vă mulțumim pentru aprecieri și pentru întrebări. Cred că cele mai multe au fost despre cum pot fi găsite aceste materiale. Sper că v-ați primit răspunsul. Spunem încă o dată pe site-ul stopbullying.md, puteți să găsiți cursurile online și lecțiile video. De asemenea, echipa Terre des Hommes Moldova vă este alături dacă aveți nevoie de sprijin în aplicarea acestor programe, în utilizarea lor. Da? Puteți să găsiți în rândul echipei de aici tot sprijinul și consultanța de care aveți nevoie. Vă mulțumesc încă o dată și dacă ați fost astăzi alături de noi, înțelegem că sunteți conștienți de importanța implicării fiecăruia dintre noi în conștientizarea a ceea ce înseamnă bullying-ul, în prevenirea bullying-ului, în educarea și a noastră a adulților și a tinerilor și în intervenții eficiente, profesioniste atunci când cazurile de bullying se întâmplă. Vă mulțumim tuturor, o zi frumoasă în continuare și numai bine!